Bratem în atmosfera Crăciunului și s-au cântat și în seara aceasta cântece foarte frumoase despre slava Domnului. Și sunt convins că atunci când venim cu o inimă pregătită, plăcut Domnului, Domnul le consideră aceste cântări ca și niște jertfe, un miros plăcut înaintea Domnului și fie ca Domnul să le primească. Cum am spus, am intrat, ne apropiem de sărbătoarea aceasta a venirii, a nașterii Domnului. Și întrebarea pe care se pune legată de textul acesta, cum așteptăm noi Crăciunul? Ce înseamnă pentru noi nașterea Domnului? Ce înseamnă? Cum ne pregătim noi pentru Crăciun? Am crescut într-o familie ortodoxă și era o lege aceasta, un calendar ortodox, înainte de Crăciun, 40 de zile, era post. Adică semna asta că oamenii nu trebuiau să nu mănânce carne și cei mai credincioși nu beiau nici băuturi alcoolice. Nu e un lucru rău, dar din păcate ce am observat că omul se ținea de postul acesta, punea carnea deoparte, punea poate chiar și țuica și vinul deoparte, dar nu-și punea deoparte înjurăturile, nu punea deoparte gândurile rele, răutatea. Toate acestea le ținea în inimă. Și preotul nu îi le cerea să le pună de parte, că postul era cel mai important. O astfel de jertfă nu este primită înaintea Domnului dacă noi nu ne schimbăm și pe noi înșine. Dumnezeu primește jertfa, dar mai întâi de toate noi trebuie să ne punem inima, să ne apropiem de Domnul cu un cuget curat. Să lăsăm răutatea deoparte, să lăsăm păcatul deoparte, să ne simțim și gândul și vorba. Este primit înaintea Domnului și dacă noi ne apropiem cu Domnul, dacă noi, înainte de venirea nașterii Domnului, ne gândim să ținem jertfe, de zile de jertfă deoparte, nu este un lucru rău, este un lucru bun și lucrul acesta. M-am uitat în lumea din jurul nostru, poporul acesta canadian sau quebecos care este aici, cum așteaptă ei nașterea Domnului? Ce înseamnă pentru ei? Ce înseamnă pentru noi? Vă gândesc că florile noastre, sfințile noastre, s-au gândit înainte să pregătească mâncare mai multă, mai bună, poate sticle de suc. Vreau să vă spun că și oamenii din jurul nostru, și ei sărbătoresc Crăciunul. Și ei sărbătoresc, nu știu dacă nașterea Domnului, dar e o sărbătoare mare și pentru ei. Reveionul pentru ei este noaptea de Crăciun. Pentru noi, în România, semna noaptea de anul nou. Pentru ei, ce este noaptea de Crăciun, este o noapte în care stau treji și petrec și se bucură toată noaptea. Și am văzut că înainte de Crăciun, dacă mergeți pe stradă cu mașina, se fac strângerile acestea și prin companii, violetele, cum le numesc ei, și fac strângeri pentru cei mai săraci. Nici aceasta nu este un lucru rău. Nu este un lucru rău să dați pentru cei săraci, dar să dați în numele Lui Iisus Hristos. Să știți că ei văd altfel lucrurile. Ei nu dăruiesc pentru în numele Lui Iisus Hristos, ci dăruiesc în numele acestei filozofii numite umanism. În lumea de aici, nu mai este Dumnezeu în mijlocul atenției, este omul. Asta înseamnă umanism. Omul este mai presus de orice. Aș vrea să cred și sunt convins că în biserica aceasta Iisus Hristos este capul bisericii. Este mai presus de orice. De dumneavoastră, lumea de afară fac și fapte bune. Strângerea aceasta de ajutoare. Spunea un frate, mă, că e bine că aici am văzut că vă taxează care aveți sărași și dau la cei mai sărași. E un lucru bun. E un lucru bun ăsta, zice, e biblic. E biblic. Dar vedeți dumneavoastră, ei fac lucrul acesta punând omul în centrul atenției, în numele acestei filozofii numite umanism, care merge tot mai sus, tot mai sus. Și mers până acolo că nu mai numesc Crăciunul Crăciun, ci zic Xmas. Ei zic să nu mai comenzi de Crăciun acum. Vedeți dumneavoastră, pe de o parte fac aproape ce ar place Domnului, dar pe de altă parte vor să se îndepărtează de Dumnezeu. Și o să vină ziua în care o să ne construim tot mai mult și o să ni se spună în față, vrei să fii religios? E bine, e un lucru bun treaba, dar nu cumva să vezi să
să jignești pe altul. Nu cumva să-i spui că trăiești în păcat. Nu cumva să-i spui că mergi în iad. Și o să meargă până acolo, dacă faci așa ceva, să te bagi în temniță. Umanismul acesta, din câte văd eu, și poate timpul care va veni, eu sunt de acea nu dreptate, de o părerea mea este că umanismul acesta se dezvolte tot mai mult ca și dușmanul numărul unul creștinilor. În numele acestui curent o să ne constrângă tot mai mult, o să dea legi tot mai multe, să nu mai jignească pe nimeni, să nu cumva să-i spui musulmanului că merge în iad, să nu cumva să-i spui celui stricat, că dacă mai trăiești în stricăciune, te îndrepți spre iad. Măcar că Iisus Hristos spune să faci lucrul acesta, să vestești și să nu taci. Ei vor să ne constrângă tot mai mult în sensul acesta. Deci, să nu sărbătorim ca și lumea de afară. Centrul atenției noastre în sărbătoarea aceasta care vine să fie Iisus Hristos. Amin. Și despre El, cred că v-ați dat cu toții seama că și despre Iisus Hristos este vorba în aceste versete care le-am vorbit aici. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecată. V-ați întrebat de ce scrie aici despre robul Domnului, despre Hristosul, despre Mesia, că își găsește plăcere Dumnezeu în el. Este alesul lui. Bineînțeles, el era Fiul lui Dumnezeu, el era participase la creația lui Dumnezeu, dar pe lângă asta, el și-a meritat aici pe pământ această favoare din partea lui Dumnezeu. Știți de ce? A trăit în sfințenie și plăcerea lui să facă voia lui. Ce este sfânt, este și frumos înaintea lui Dumnezeu. Vrei să, ca Dumnezeu să te vadă frumos, trăiești în sfințenie. Vrei ca să te apropii de Dumnezeu? Puneți gândul acesta ca plăcerea ta să fie să faci voia lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, noi facem, ne găsim plăcerea, gândurile noastre sunt tinți spre gândurile lui Dumnezeu într-un procentaj mai mic sau mai mare, dar gândurile lui Iisus Hristos au fost una cu gândurile lui Dumnezeu, 100%. Și spune aici, el va vesti neamurilor judecată. Începe lucrul acesta cu judecată. El va vesti neamurilor judecată. V-aș vrea să vă spun că, dacă citiți acolo în cartea lui Mare Achi, un lucru și mai interesant, scrie acolo, în Maleahi, capitolul 4, versetul 5, iată că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. O zi mare și înfricoșată. Pentru noi, toți vedem ziua aceasta bucurie, veselie, că a venit Domnul. V-ați gândit că ziua venirii Domnului a fost și o zi mare și înfricoșată? De ce? Fiindcă Domnul a venit și pentru judecată. A venit pentru lucrurile, dar și pentru judecată. Aminteam fratele Iosif de dimineață că despre acel pasaj din Apocalipsa în care se spune în carte, în mâna lui Dumnezeu era o carte cu 7 peceți. Și nimeni nu era vrednic ca să deschidă, ca să rupe pecețile acelei cărți. Spunea că Ioan a plâns mult, că nu era nimeni vrednic. De ce era cartea aceea cu peceți? Citim mai departe în Apocalipsa, în cartea aceea era planul lui Dumnezeu pentru desfășurarea lumii, un plan de judecată, ni se desește o mulțime de judecăți, o mulțime de urgii care aveau să vină peste pământ, dar și un plan de mântuire. Ne spune acolo și despre mântuirea pe care Dumnezeu o va da celor ce cred în numele lui Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, pentru mântuire, din oricine era vrednic, din cauza aceasta, fiindcă în cartea lui Dumnezeu era pus și mântuire, nu oricine era vrednic să deschidă pecețile. Iertare de păcate să vină totdeauna cu sânge, cu jertfă. Pentru ca Dumnezeu nu oricine putea să deschidă cartea aceea, nu oricine putea să-i rupă pecețile. Iisus Hristos a fost vrednic să-i deschidă, fiindcă a mers înaintea lui Dumnezeu, a mers cu sânge, a mers cu jertfă, a mers cu plata pentru păcatele omenirii, pentru păcatele celor ce cred în El.
Dumnezeu, Iisus Hristos a venit pentru mântuire, dar să știți că și judecată. Când a venit pe pământ, a venit și pentru judecată. El nu va striga, nu va ridica glasul și nu va face să se audă pe ulițe. Ce înseamnă lucrul acesta? Într-adevăr, Domnul Iisus când a venit, nu a strigat. El a vestit mântuirea, a vestit pocăința, mântuirea prin pocăință, dar nu a strigat. Și ce înseamnă lucrul acesta? Vedeți, când le spui copiilor să facă un anumit lucru și tot nu te ascultă și le spui de mai multe ori, măcar că n-ar fi cel mai indicat, dar te scapi și strigi, ca să fii sigur că te-o înțeles. Încerci oarecum să le impui. Face ce v-am spus. Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să vină la mântuire. Nu dă nimănui mântuirea cu forța. El spune, El îți arată calea. Ai de ales între mântuire și judecată. Dar să știți că nu se te forțează să intri pe calea aceea asta mântuirii. Trestia frândă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Dacă n-ar fi procedat așa, nu mulți am fi aici. Suntem aici fiindcă atunci când a fost frânți, zdrobiți, când era doar un fum care se vedea din noi, din punct de vedere spiritual, vorbesc aici, Dumnezeu s-a îndurat și ne-a mai ridicat. Amin. Chiar dacă ai fi căzut, o trestie până la pământ, nu știu unde ești în seara aceasta, întoarce privirea spre Hristos și El te va ridica. Chiar dacă e doar fum ce se mai vede din credința pe care o aveai de altă dată. Nu uita, Iisus Hristos are puterea să facă din fumul acesta o lumină, o lumânare. Să se vadă de departe. Lumină. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până nu va așeza dreptatea pe pământ și ostroagele vor nădăjdui în legea Lui. Să știți că planul lui Dumnezeu a început atunci când Iisus Hristos a venit pe pământ. Și se continuă în ziua de astăzi și nu se va lăsa până ce nu va face dreptate pe pământ. Adică până când? Până în ziua judecății. Oricât de mari dușmani se vor ridica. Aduceți aminte ce spunea Daniel, prorocia lui. Este acea piatră neînsemnată ce s-a ridicat dintr-un munte. A mers, a lovit fierul, arama, picioarele de lut, s-a zdrobit, n-a mai rămas nimic din ele. Din împărățiile Pământului se vor zdrobi toate, se vor, una după alta, se vor duce și vor ajunge altele, dar împărăția lui Hristos va merge până în veșnicie. Împărăția lui Hristos va merge până atunci în care Hristos va face dreptate, va face judecată. Mulți oameni se plâng aici că nu este dreptate. N-ați auzit pe nimeni spunând, asta e dreptate? Aici face Dumnezeu dreptate? Încă nu s-a ajuns la dreptate. Fiindcă Dumnezeu încă mila și îndurarea lui mare n-a rostit încă judecata. N-a adus ziua aceea mare și înfricoșată a judecății. Mai așteaptă să mai întoarcă și unul și altul. Să mai aibă parte de har, să mai aibă parte de mântuire. Că va veni ziua în care nu va mai aștepta. Și în care va începe și va face judecată. Apoi în versetul 5, oarecum ca și o pauză. Deci se spune așa, vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins. Care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Și ne spune aici, sunt lucruri foarte mari. Lucruri care lovesc în teoria aceasta a evoluției și a Big Bang-ului. Ne spune aici că Dumnezeu a făcut cerurile și le-a întins. Și pe urmă că El este Cel care dă viață. Spun mulți că teoria aceasta a evoluției ai mai multă nevoie de mai multă credință decât pentru a crede ce scrie în Sfânta Scriptură. Și teoria Big Bang-ului începe cu o minune. Spune, era un punct în care, de fapt, legile fizice și legile naturii nu se aplicau. Că altfel n-are cum să iasă. Și de acolo a ieșit toți atomii, toate moleculele. Și care e diferența esențială dintre ce spune Sfânta Scriptură și teoria Big Bang-ului? Teoria Big Bang-ului spune că minunea a fost înainte de crearea stelelor. Sfânta Scriptură spune că minunea s-a făcut până ce Dumnezeu a întins cerurile. Știți cât de mult le-a întins? Le-a întins așa de mult că nici cu cel mai performant telescop care e pus acolo în spațiu, pe orbită,
nu i se vede capătul. S-au gândit oamenii de știință. La un moment dat, cineva a pus un telescop între două stele aici pe pământ, pe un munte, un telescop cel mai performant și a avut surpriza așa mare să vadă că e mare de stele între cele două stele micuțe. Și atunci s-au gândit că dacă pun un telescop acolo în afara spațiului, o să vadă până la capătul Universului. Și au văzut multe lucruri, dar capătul nu l-au văzut. Distanțele așa de mari le-a întins Dumnezeu, așa de mult le-a întins Dumnezeu, că distanțele acestea interstelare nu se mai măsoară în kilometri, nici măcar în mii de kilometri. Trebuie să le măsori în ani lumină. Și ca să întinzi așa de mult cerul într-o zi, cum scrie Sfânta Scriptură, se poate face doar în mod miraculos, doar printr-o minune. Dumnezeu a făcut această minune și în plus de aceasta, Dumnezeu a dat și viață. Așa ne spune în versetul acesta, El a dat viață pe pământ. Mai spunea cineva, ca să se formeze viață din nimic, din fulgere și din trăznete, și chiar încerca mult să formeze viață din atom, din fulgere, din trăznete, este ca și cum ai pune toate ingredientele la un loc, ți-ai pune fiară, tandiță, ți-ai pune plastice, ți-ai pune toate metalele și tot atomii care ai nevoie acolo într-o incintă și după aia bubuiești cu trăznete și cu fulgere și te aștept să-ți iasă acolo un ditamai cadilac nou-nouț. Zice, aceeași probabilitate, ca să formezi viață din nimic, e aceeași probabilitate cu ce să-ți formezi, să pui toți atomii la un loc acolo și pe urmă să faci tot felul de experimente și să-ți iasă o mașină nou-nouț. Deci probabilitatea e cam zero. Au încercat și n-au reușit. Vedeți ce vă spuneam? Eu, ca să pentru teoria aceasta au nevoie de mai multă credință decât avem noi care credem în Sfânta Scriptură. Și apoi mai departe, versetul 6 scrie acolo, Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fie lumina neamurilor. Cum adică lumina neamurilor? Adică neamurile până la venirea lui Hristos nu aveau lumină? De la soare aveau lumină. Din păcate trăiau într-o neîntunerii din acesta spiritual. Se închinau la Dumnezei străini, la Dumnezei falși. Și este scris acolo într-un loc în Sfânta Scriptură că cei ce se închină idolilor, se închină de fapt dracilor. Erau în întuneric, nu cunoșteau pe Dumnezeul adevărat. Erau departe, separați de șansa aceasta de a trăi veșnic cu Dumnezeu. Și pentru aceasta Iisus Hristos a venit în lume ca să le pună înainte șansa aceasta, vieții, a mântuirii. Să deschidă ochii orbilor, să scoată din temniță pe cei legați și împrinsoare. Sunt mulți legați. Să putea să fie și în adunare legați de fapte, legați de păcate. Domnul Iisus a venit ca să dezlege, să rupă lanțurile. Nu uitați lucrul acesta. Crăciunul acesta care vine, dacă ești legat, dacă ești prins de o patimă, pune-ți inima, roagă-te Domnule, aproape-te Dumnezeu și te poate dezlega, El te poate libera. Închei citind ultimul verset care s-a citit astăzi. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor. Haideți să ne apropiem de Domnul într-un chip vrednic, să lăsăm orice idol și orice Dumnezeu străin la o parte. Ca nu cumva sărbătoarea noastră să nu fie plăcută Domnului. Domnul să ajute la aceasta. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Aici vorbește cuvântul despre robul Domnului și mulți zic, izraeliții zic, robul Domnului nu este Domnul Iisus Hristos, zic, robul Domnului suntem noi, poporul lui Israel.
că mai înainte spune versetul, capitolul 41, Israel să se încreadă în Domnul. Dar totuși aici cuvântul Domnului când se adresează, zice, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea, vorbește unei persoane, nu vorbește unui popor. Pentru că versetul 6 spune, eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului. Pe o persoană îl pune ca legământ al poporului Israel. Câte poporul Israel îl pune ca legământ al lui? La fi o persoană. Vreau să spun că această persoană în robul Domnului a fost și este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Domnul l-a chemat, Domnul Dumnezeu Tată l-a chemat ca să dea mântuire. În ce constă mântuirea dată? Aici spune, în primul rând, când Domnul îți dă mântuire, deschide ochii orbilor. Cei care nu sunt capabili să vadă lumea spirituală, să înțeleagă lucrurile despre care vorbea Gigel mai înainte, despre creație, despre minunile lui Dumnezeu, despre Dumnezeu. Dumnezeu începe să deschidă ochii și ei încep să vadă ceea ce nu se vede numai cu ochii credinței, slăvit să fie Domnul. Să-i scoată din temniță pe cei legat. Din închisoare, temniță, temniță, de temniță, închisoare. Sunt unii care sunt în închisoare. Care închisoare? Închisorile care sunt aici în Canada sau în România, închisorile comuniste, cele mai securitare închisori din lume. E vorba de închisoarea păcatului. Domnul este Cel care te scoate din păcat cu putere și cu braț mare, slăbit să fie Domnul. Dacă tu crezi și accepti lucrarea Lui și pe cei ce locuiesc în întuneric, slăbit să fie Domnul. Dar vreau să mai fac o singură, să mă leg de versetul 3, unde spune așa de frumos că trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Poate că credința în mine a ajuns un muc care mucul meu face să usture ochii pe alții pentru că scoate fum. Mucul este ca atunci un tăciune care îl iei din foc. Când l-ai luat din foc și l-ai pus deoparte, am pățit în tabără cu tine lucrul acesta, mai trăgeam cât un foc gros, un lemn gros din foc să... că nu se mai cărna să se ardă și îl scoteai și pentru că l-ai scos din foc nu mai avea puterea să ardă cu flacără. Începea să scoată un fum gros și te ustura și nasul, te usturau și ochii și scurgea ochii. Poate că credința mea se stinge, poate este numai un fum, dar Domnul are putere pentru cel ce vine la El să-l pună din nou în foc, să facă să lumineze și El însă să fie o lumină, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus ne-a arătat lucrul acesta cu acea femeie care a fost adusă înaintea Lui. A fost prinsă în păcat și au adus-o înaintea Domnului și era o trestie frântă, era căzută la pământ. Fariseii mai dădeau doi bani pe ea, vreau moartea ei, vreau odată chiar să ascunde și pe Iisus. Dar a arătat Dumnezeu că dintr-o trestie frântă a ridicat-o și a sunt întrebat o femeie. Unde sunt cei curătorii tăi, cei ce te acuză? Nu este nimeni, Doamne, și Domnul nu a acuzat-o nici el. Slăvit să fie Domnul. Domnul are putere. Dar vreau să vă spun, este o profeție, ar putea să zic, cu dublă împlinire. Robul Domnului a fost în vechime Israel și este într-un fel. Este încă ales de Dumnezeu. A fost Domnul Iisus Hristos și este. Dar mai este un rob al Domnului. Putem să fim noi. V-ați gândit la lucrul acesta? Alesul Domnului în care găsește plăcerea sufletul Domnului? Poți să fii tu și poți să fiu eu. Apostolul Pavel când scria Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Știți scrisorile către toate bisericile? Aproape așa începe toate scrisorile. Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Petru când scrie și el, 1, 2, Petru zice Simon Petru, rob și apostol al Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem robii Domnului. Dar ce-mi doresc mult? Ca Domnul să-și găsească plăcerea în sufletul nostru. Amin? Amin. Aș vrea să mă opresc aici. Timpul și-a făcut cursul. Doresc să ne ridicăm în picioare. Suntem în pragul acestor sărbători de iarnă. Fratele Gigel zicea că unii sărbătoresc sărbătorile numai mâncând și bând. Noi sărbătorim total diferit. Mâncăm și noi, bem și noi și ne bucurăm. Că așa și în Vechiul Testament când era o sărbătoare în Israel să sărbătorească. Să iei și din mâncarea lor, să dea și la cel ce nu are. Ca tot să se bucure. Dar noi sărbătorim în primul rând prin Duhul Sfânt înaintea Domnului. Închinându-ne înaintea Domnului. Haideți să ne încredințăm cu toți ca popor și ca biserică în brațul Domnului. Să rugăm să te binecuvinteze cu prezența Domnului Iisus Hristos tot timpul în cursul vieții noastre pe pământul acesta. Și ne ajute să fim și noi robul Domnului. Amin? Ne încredințăm cu toți. La fel, Iosif, are de anunțat ceva. Așa, în aceasta finală, vă rog să mă iertați că intervin, să aducem și două cauze. Aș vrea să ne rugăm întâi pentru tatăl sorei Carmen,
ca Dumnezeu să se atingă de dumnealui, să îi dea sănătate. Înțeleg că trece printr-o perioadă în care este foarte bolnav, la vârsta dumnealui boala îl afectează tare, de aceea aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să-l atingă cu puterea lui, să-l tămăduiască. Și de asemenea aș vrea să o ducem înaintea Domnului în această rugăciune și pe sora Florica Focșoară, care miercuri va pleca în călătorie spre România. Se întoarce după o perioadă de ședere printre noi de două luni și jumătate și aș vrea ca mâna bună a Domnului să o plătească în călătoria aceasta întoarcerii spre casă.